Astăzi vreau să fac clătite cu spanac, cu ricota la cuptor. Eu le-am făcut mai înainte. Ia uitați, am 7 clătite. Am pus un ou, 100 de grame de făină și cam 350 de lapte. Acum depinde cât de uscată este făina și un praf de sare. Le-am prăjit. Aici am tras la tigaie, am avut niște spanac înghețat, la congelat, de la congelator și cu usturoi și cu ulei. L-am tras la tigaie și am avut 350 de grame de spanac și 2 căței de usturoi. Am pus uleiul, căței de usturoi, i-am rumenit un pic și după aceea am pus spanacul. Am acoperit și am lăsat până s-a făcut și a scăzut puțin. Și o să mai avem nevoie de 300 de grame de ricota. Ia uitați. Ricota sau brânzică sărată, depinde ce aveți în casă. Cam 150 de grame de suc de roșii. Un pic de nucușoară. Și un praf de sare. Deci acestea ar fi ingredientele. Clătite, spanac, ricota, suc de roșii. Și în vasul cu spanac, unde eu l-am tras la tigaie, o să punem ricota și am să o pun pe toată. Și am să amestec. Am să pun și un praf de sare. Și puțin ușoară. Gust. Sarea și nucușoară. Puteți adăuga și puțin piper. Amestecăm bine, spanac cu ricotta. Să fac în această micuță de tort care se desface. Și o să facem clătitele, le punem și o să adăugăm sosul de roșii. O să-l condimentăm și sosul de roșii. O să punem puțină sare. Și am să-i pun și puțină nucușoară. Puțină, puțină. Puteți pune și puțin piper. Eu astăzi nu pun. Și amestecăm bine. Așa. Acum, o să luăm din compoziția cu spanac și o să punem pe clătite. Le puteți pune și într-o tavă de cuptor, una lângă cealaltă. Și le rulăm încet. Și am să le pun aici în interior. Iată, așa. Acum mai luăm și umplem, până le umplem pe toate. Dar înainte de a pune toate clătitele, am să pun puțin sos de roșii. Am să pun, aici am sos de roșii cu pulpă și am să pun puțin pe fund, pe fundul formei. Și le punem așa aici. Și acum rulăm, dăm și spre capete. Așa. Și așezăm așa aici. Și continuăm cu celelalte. Eu după ce termin aici am să fac tot video și am să-l public pe canalul meu de YouTube.
Și am să adaug și cum am preparat spanacul și cum am preparat clăditele în video. Le așezăm așa în... Bună ziua, Carmen, bună ziua! Sunt foarte, foarte bune! Foarte, foarte, foarte bune! Și după ce am pus o primul strat, o să punem sos de roșii deasupra. Compoziția o împărțiți la câte clătite aveți, ca să vă ajungă la toate. Se fac foarte repede, pot fi mâncate și calde și reci. Deci una, două, trei, patru, cinci, șase clătite mi-au ieșit. Două, trei, patru, cinci, șase, nu, șapte. Șapte clătite am avut. Încerc să le pun pe toate dacă mi-ntrebă, dacă nu. Am să pun numai 6. Le răsucim. O să vedem cum așezăm aici pe ultima. Uitați, mi-au intrat doar 6. Așa, acum am să pun sucul de roșii pe deasupra. L-am condimentat cu sare și cu un pic de nucușoară. Și o să dăm la cuptor 15-20 de minute, nu mai mult. O să punem și puțin parmezan deasupra sau cașcaval. Acum fiecare pune după cât e parmezan, cașcaval, brânzică de oaie, ce vă place puteți pune. Puteți adăuga și în compoziție un pic de parmezan de ricotta. Eu o pun deasupra. Acum o să dăm la cuptor la 180 de grade, 200, acum depinde de cuptorul fiecărui. O lăsăm 15 minute. Aici a mai rămas una, am să o umplu și am să o bag separat, care a rămas. Un deliciu, bună rabe! Puteți pune și puțin parmezan deasupra. Acum depinde de gustul fiecăruia. Și rulăm. Și aceasta am să o dau separat la cuptor.
Cam așa arată. Am să încerc să scot una, să vă arăt cum... Aici am clătita care mi-a rămas, cea care nu a fost dată la cuptor și am să scot o clătită. Am să o scot pe ceasa din mijloc, să vedeți cum este. Ia uitați. Vedeți? Sunt bune, sunt bune amândouă. Sunt bune și acestea care sunt și să tai și pe aceasta cu care este simplă. Aceasta este doar umplută cu crudă. Nu este dată la cuptor cu spanac și cu ricota. Poate fi mâncat așa pentru că nu am pus-o în compoziție. Și aceasta este cea de la cuptor. Așa arată. Ia uitați. O bunătate. Cu mare drag, Lucia. Cu mare drag. Să încerci să vezi ce bunătate este. Este bună, 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 bună. Și nici nu trebuie să stea prea mult la cuptor pentru că toate sunt bună. Un deliciu. Și cine dorește, poate pune cașcaval sau parmezan și în compoziția de ricota cu, având în vedere, cu spanac. Având în vedere că eu am pus deasupra și pun deasupra, nu mai bag în interior, în compoziție. Este un deliciu. Ia uitați, clătite. Le puteți mânca și așa, și așa. Sunt bune în ambele cazuri. În ambele cazuri sunt bune. Ia uitați cum arată. Un deliciu. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine. Vă pup pe toți și vă doresc multă, multă sănătate și ne vedem cu altă rețetă.